Da, din punctul meu de vedere, trebuie lăsată această responsabilitate la primării. Dar, în același timp, sigur, ne supunem legislație în vigoare și ar trebui să fiu ipocrit să spun că nu este loc la și la primăria Suceava de a mai disponibiliza personală, dar... Primăria Suceava are 829 de angajați, cu tot cu Direcția Domeniului Public, Direcția de Administrare a Piețelor, asistenții personali, personalul medical din școli și grădinițe, polițiștii comunitari și personal contractual. Dintre toți angajații, 250 de locuri de muncă sunt alocate aparatului propriu, adică efectiv primăriei, fiind ocupate aproximativ 230 de posturi, în vreme ce la Poliția Comunitară există un deficit mai mare de posturi. În total, primăria are 128 de locuri vacante. Anul trecut, angajații primăriei și-au pierdut până la 50% din venituri, odată cu tăierea sporurilor. Cel mai mult au avut de suferit cei de la domeniul public, unde sunt angajați care câștigă aproximativ 700 de lei pe lună. Angajații aparatului propriu sunt și ei afectați, dar în mai mică măsură. Este clar că nu se mai fac angajări, este clar că anul ăsta, așa cum știți dumneavoastră, s-au toate sporurile și, din păcate, trebuie să spunem realist și nu vreau să supăr pe nimeni. Sunt Doamne care muncesc foarte mult la primărie, sunt, eu știu foarte bine care sunt ei care muncesc și care muncesc mai puțin. Nu e posibil ca un, eu știu, economist cu 10 ani vechime să ia 7 milioane pe lună. Deci, din păcate, <coughs> acum cu tăierea acestor sporuri am căzut în panta cealaltă. Dacă vor fi sau nu vor fi disponibilizați funcționarii publici din primăria Suceava, rămâne de văzut în urma analizei Ministerului Muncii. Cu toate acestea, Consiliul Local a prins în bugetul pe 2010 bani suficienți pentru plata salariilor tuturor angajaților.